Salutare, mă numesc Andrei, sunt pe canalul Andrei Mănâncă și în ultima parte de dulciuri, ciocolată, ou de Paști, asta e ultima parte, am lăsat cel mai bun, am început la cel mai slab, la cel mai scumpi și calitativi branduri. Și aceasta e ultima parte, da? Cafea, chefir, piesa de rezistență. Și, cum am spus, cei mai scumpi branduri, cei mai calitativi, cei mai tari care știu precis că o să-mi placă chiar dacă n-am mai gustat niciodată, le-am lăsat la urmă, am început acolo cu Nestlé, ce mai fost Cadbury. Cadbury e gustos, eu nu spun, dar aici prețurile sturbate, dacă ceva, și gusturile tot. Așa, nou, ciocolată, M&M's-uri Choco Eggs. Ce avem aici? Probabil că nu scoar arahidi. Milk chocolate, ou de ciocolată cu M&M's minus 26%. Ciocolată de lapte în glazură de zahăr crocantă. Da? Ingrediente. Zahăr, unt de cacao, frișcă, masă de cacao. Ulei de palmieră pe la urmă, deci 9 din 10. Dar și așa e de lung toată împachetarea asta. Așa un pic să facem așa. Dar tu știi ce e? Mi-am atunit că am văzut la cineva. Am văzut cu aista să folosești tot bine. Nu, el e de diferite culori aici înăuntru. Dar asta nu contează pentru că asta e pelicula. Ele înăuntru sunt tot aceleași lucruri oricum. Trebuie să-l pun deodată așa, hop, într-o parte. Ce avem aici? Ia? Așa? Ia ca. Deja se vede M&M's-ul de ciocolată clasic. Nu-i preferatul meu. Mie de arahid, îmi plac ceva de caramel, crocant. Oricum nu rău. Nu rău. Un 8 merge. Nu știu dacă se putea ceva mai gustos. Așa, eu am să le pun așa mai într-o parte, că să nu mă încurci. Schimb gustul cu cafeaua. Am multe. Eu am să le mănânc pe urmă, care mie o să-mi placă cel mai tare. Să nu ne lungim. De să-i dăm să vedem care e treaba. Ok, brand calitativ Lind. Mini ou și ou mari. E ca așa un ou mare avem aici. E roșu, din astea mari. Doar roșu. Roșu eu știu că la culoare, asta e ciocolată de lapte. Standardă la ei. Dar mi-e interesant, el are și o umplutură ceva de... Că el doar are în roșu ciocolată, simplă. Și tot în roșu mai este și trufă. Așa că mi-e interesant. Da, așa. Nu e actorul, e frumosul. Da? Așa. El e trufel sau e gol? Nu, cam e gol, pe jumătate. Pe jumătate sau are și trufel, dacă aici. Are ceva aici, era gol. Da? Da, e trufel. Mmm. 8 jumate. E foarte gustos. E plin de unt. Lindu face calitate enormă de bună. Și am mini ouă, e ca așa. Avem ouă de ciocolată de lapte cu o umplutură albă cremoasă. Iaca la ce spuneam că trebuie folosit asta. Nu la cineva în clip, că nu mi-a dat în cap până acum. Ok, ele aici sunt diferite culori, dar asta oricum puțin și contează. Pentru că ele toate sunt cu aceeași umplutură. Ia așa, double filling. De să vedem care e situation-ul și aici. Situația... Frumos, ca de obicei, Lind scris la ei.
Então, um futuro que é mais sábio. Não é ingrediente, não se chama de cacau. Não, ingrediente leite. Um futuro é gostosa. Não se chama de chocolate alvo. Isso tudo gostoso. Além do fac lucruri foarte bune, n-ai de-a face cu ei. Ce să spun? Ciocolata albă cu de lapte. Las fi un 8,25. Eu nu de mult am filmat. Așa un brand turbat și foarte scump de ciocolate. Tunux. L-am filmat. Ciocolatelor erau bune. Și că mă uit că au ouă. Chiar în cutii, ca cum se vinde ouăle. Nu e ca așa. Dar n-am idee ce avem înăuntru. I-am dat să vedem. Belgian Fair Trade. Ciocolată neagră. Neagră de lapte. Și de lapte. Cu bucăți de alune, prețel, nugat, caramelă, migdală și sare de mare. Făcut în Belgia. E tot asortimentul de ciocolate care le au, care eu chiar le-am gustat acolo, asta și este. Fiecare culoare, 12 ouă, divizate în 7 gusturi. Roșii, portocalii, galben, verde, verde mai deschis, albastru, ăsta. Unii sunt două, unii câte unul. Aha, și gusturile la ouăle astea sunt exact ca ciocolatele la care am făcut. Eu am făcut, uitați-vă numai decât, eu am făcut la toate gusturile acestea care sunt și ouăle. Asta pur și simplu e fix și ești ciocolată numai în formă de ou. Numai decât uitați-vă la clip, că el nu de mult trebuie să fie postat câteva clipuri în spate. Așa se numește. Testez ciocolată de la Tony's. Și ca cu toate gusturile astea. Eu țin minte că acolo era ciocolată neagră la fel. Era cu nugat, cu prețel, cu alune. Erau diferite, numai că nu-i concretizat care și cu ce, nicăieri, așa-i? Deci nu știu, dă-ți dăm măcar vreo 1, 2, ceva să testăm. Vedem care și cum sunt. Rău că nu-i scris. Eu nu-ți minte după culori. Știu că la ei foarte interesant, e ca textura, așa eu fac. Rupt în jumate. A, este probabil că e simplu. Da. Nu, s-a făcut în mai multe bucăți. A, ciocolată de lapte. Bine, ciocolată de lapte, dă-ți de mai departe. El nu-i rău, nu-i rău ciocolata de lapte. Dar se putea și mai bine. Dă-ți de mai ăsta galben. Cu ce gust avem? Ne? A, înăuntru trebuie să fie. Da, e ca să ciocolată de lapte. Trebuie să fie și neagră. Asta ceva cu alune. Deci din portocaliu. Nu, că e exact fix aceleași gusturi ca la ciocolată, numai că în formă de ou, dar aici e mai complicat pentru că nu e concretizat. Acolo la ciocolată era scris pe fiecare. Și eu spuneam, numai decât intrați, uitați-vă acolo. Pentru că încă o opțiune pot clarifica. Aici nu se vede nimic, ele sunt toate la fel. El doar că aici înăuntru se vede. Este cu miere de albine ceva. Dezdem și este albastru. Primul el a fost ciocolată de lapte, asta garantat. Există ciocolata neagră, pentru că se vede la culoare că e negru. Clipul acesta o să fie lungă dracului din cauza aia ca la asta. Da. Așa e de lapte. Asta e neagră. Dezdem următorul, ripijor. Încă nu ți-am minte să fi dat de nugat și de prietel, mi se pare că. Ne? E ca asta e caramelă sărată, da,
Nu, că notele sunt fix aceleași ca și un clip. Dacă vă uitați la clipceala, notele sunt alte, pentru că la ei calitatea ingredientelor e nota 10, eu deja țin minte. Ei, pur și simplu, au făcut forma asta. Și eu țin minte gusturile, pentru că eu nu de mult am făcut test cealaltă. Dacă asta e cu nucă. Cu o lună. Asta a fost albastru. Și unul verde. Asta a fost culoarea asta. Mai am unul, mai gust verde. Și eu acum le ghicesc. După memorie, încă bine că nu de mult l-am testat și încă țin minte, știi? Asta ciocolată neagră ca cu prețel. Țin minte, cu prețel era neagră. Da, asta e. Nu, aici sortimentul. Nu rău, 9 din 10. Peanut butter cream, așa. Deci avem Reese's, ouă, mici, am mari și am ca mici. La Cadbury cel mici erau umplutura tare, la cel mare era umplutura moale. Pe deasupra ciocolată lapte 60%, ingredientele nota 10, pentru că avem de fapt 9, că avem o leacă de hidrogenat oil, așa, cream peanut butter. Bine, dezvidem acesta micuț, cum e în comparație cu ăsta mare. Încă așa, hai, știi, deschide. Da. Un pstur de unde era hid din ciocolată de lapte. Classic Reese's. 9,5. Foarte gustos. Foarte chiar gustos. Da, ala am pista mare. Și asta e fix ca așa, numai că e umplut așa mai bogat, așa să spunem. Probabil că după toată logica. Peanut butter, buiec. Așa. Op. S-a primit să-l deschid frumos. Încă așa a scris Reese's pe el. Ia. Hai, deschide-te. Încă așa-i. Ciocolată. Umplut cu unt de arahide. O, cum miroasă. Nu, este 9,5. Nici nu se discută. E foarte gustos asta. Pur și simplu indiscutabil că Reese's face foarte gustos de unde arahide. Întotdeauna mi-a plăcut. Cupile lor obișnuite. Ei pur și simplu au luat cupile obișnuite și le-au pus în formă de ouă. Cum și-am spus. Mai am două de la Reese's. Ciocolată de lapte, peanut butter, dar în formă de ouă. Ei de obicei au o cupă rotundă, așa ea, și primești că e cupa asta, o luat-o, fix așa le-aș, peanut butter, cream center 63%, arahide pe primul loc, zahăr, și restul lucrurilor, simplu ei o luat, cupa, transformată probabil că un pic așa, în formă de ouă, da, și mare treabă. Numai că cupa la ei, dacă de obicei e deschisă, acum e închisă. Așa. Of, Doamne, măi, mă scuzați. E că așa e. Cupa, dar de obicei cupa la ei e deschisă sau închisă, mă? A. Nu jumate. King size white cream peanut butter. Scupii de ciocolată albă. Peanut king size white chocolate X3. Peanut butter cream, arahide. Da. Da. Exact.
cupă, ciocolată albă. Fix aceeași. Un pic mai diferit se simte. Și mai sărat. Tot e nou jumate, adică nu cu tare ar fi mare diferență, da? Deci tot și ciocolată albă. Trecem la Kinder. Ce avem aici? Ia că așa niște ouă. Kinder Choco Bombs. Așa. Așa le avem pachetate. Fine ciocolată de lapte cu împături de alune. 50%, așa, alune 5%, un, ingredientele nota 10, da să vedem. Încă așa ouăles. Da. Alune, în ciocolată albă. Ok, aici arată mai bine. 9,5. Foarte gustos. N-am adică nică pretenții. Gustos asta încă e puțin spus, dacă sincer. E extrem de gustos. Clasica Kinder. Ciocolată de lapte și ciocolată albă. Da? Ciocolată shell with milk white lining containing toy. Da, e ciocolată albă cu ciocolată neagră, eu țin minte că înăuntru ăsta și cu jucărie. Nu, jucărie mi-e tot una, aici mai mult merge vorba de tematica de Paște. Cel mai bun aici la urmă rămas, dacă ați ajuns până aici, scrieți în comentarii Kinder. Că avem aici Kinder-ul. Așa. Hai deschide. Hop. Avem jucărie. Care nu mă interesează de care așa, ciocolată. De lapte cu albă. A? Bună. Foarte bună. Este clasic Kinder. 9 din 10. Și avem aici Kinder Joy. Cum ai să deschidem? Așa. Ce avem aici? Jucărie, surpriză, la descriere nu văd nici crispy cacao wafer, bucăți de napolitană crocantă, pe o cremă de cacao și lapte. Hai, dar cum se schide? Aha, actually, aha, eu am tras de amândouă. Aici e lingura. Aici încă o jucărie care nu mă interesează. Pe mine mă interesează e ca asta. Ia. Asta e. Împătura albă. Aha. Mega. Împătura albă cu neagră, exact ca ouă precedent. Plus mai avem încă și ceva crocant aici. Ia. Ce avem aici? E ca așa ceva. Dar și asta? A, napoletana. Un fel de Ferrero Rocher. Apropo, ultimul el și este. Un tos, 9,75. Foarte gustos. E ciocolată lichidă de aceea, dar nu mă așa plus napoletana. Nutella. Gustos.
E bă, unde avem ăsta? Da, ăsta e bun. Așa. Jucării, nu avem nevoie. Așa. Și ultimele două branduri. De prima să le arăt. Avem ouă de la Ferrero Rocher. Așa. Avem cacao și alună. Primește că avem de ciocolată neagră și de lapte. Ouă de napolitană. Nu, uite. Mai scurt, umplutura e de cacao, napolitană, ouă de napolitană și ouă în ciocolată de lapte și albă. Asta de lapte. Dar asta de aluni e ciocolată de lapte care acoperă napolitană și înăuntru avem alună. Da? Așa deci. Că eu dam mâncul. Se primește ciocolată de lapte și neagră și un tur de cacao. Se primește un pic așa mai întunecat. Da. Acolo trebuie să fie o lună. Astea sunt tot scumpi și gustoase trebuie să fie. În Ferrero Rocher îți dai seama ingredientele. 9,5 este ulei de palmier, dar mai departe. Deci să vedem ce avem aici. Miroase ciocolată neagră. Ciocolată neagră, apoi un concentrat de suc de lapte, napolitană și înăuntru un plutură de cacao, de tip Nutella, doar că e ciocolată neagră acolo înăuntru. Da. Dacă exact cum e salată. Curbat. Foarte gustos. Îmi place foarte mult. Zic așa, un nou. Pentru că ciocolata neagră mie de obicei nu-mi place. Dar asta e chiar gustoasă. Și aici deja vedem cum avem ciocolată de lapte. Deja e albă. Am văzut de aluni și un putură de aluni. Aici un putură de cacao. Spre negru, aici e de aluni. Aici e acoperit ciocolată neagră și albă napolitană. Aici doar cu ciocolată albă. Nu albă, dar de lapte. De lapte, da, napolitană. Îmi place mult napolitana. Crocantă. Asta e 9,75. E mai gustoasă ca asta. Asta a fost tot. Ultima serie e cea mai bună. Am avut dreptate când am spus că am să o filmez și asta și cea mai turbată. Pentru că, într-adevăr, aici majoritatea au fost cel mai gustoasă în comparație cu precedentele. Asta au fost tot pe dulciurile de Paște. Susțineți-mă, like, abonați-vă, comentați și mai vedem ce mai filmăm. Dar deja ar fi de preferat trecut la ceva să arată că de dulci s-a obosit tare.